muncești și călătorești cu Europa FM. 8:36, ghicești și călătorești cu Europa FM. E simplu, avem de dat 1000 de euro și astăzi, plus avem un sejur de 5 nopți la All Inclusive pentru 2 adulți, la un hotel de 4 stele în Venus. Deci e una plus încă. 1000 plus plecat în vacanță, adică două nu e premii. Așa bani de oricum. Bani de buzunar. Premiul e mare. Două premii. Detaliile le găsiți pe site, pe europafm.ro, ce s-a întrebat, ce s-a răspuns, lucruri de genul ăsta. Ion încearcă primul astăzi. Bună dimineața, Ioane! Să trăiești! Ioane! Bună dimineața! De unde ești? Din Constanța. Din Constanța. Și te-ai gândit ce ai putea să întrebească, să ai făcut un plan? Parțial. Parțial plan. Okay. Referitor la ziua de ieri, când... Vezi că ai dreptul să ne pui o întrebare la care să răspundem da, nu. Dacă ne întreb cât e ceasul, da. Am înțeles că are deschidere la mare. Ne-ai întrebat asta. Nu, asta am înțeles. Da. Asta noi nu putem să-ți confirmăm sau nu. Te uiți pe site, găsești acolo întrebările și răspunsurile. Așa că dacă vrei să ne iei la întrebări pe bune, hai, mult succes! Este în nordul județului Constanța? De ce abordare greșită? Nu, acum te învăț eu, dar după aia ce mai e? O să sune cineva și să spună, e în sudul județului Constanța, e în est, e în vest sau e în centru? Că ne dăm multe posibilități de scăpare. Iar răspunsul este... Nu. Nu este în nordul județului Constanța. Mai ales că legat de Constanța e întrebarea acolo, dar mă rog, să nu dăm detalii. Da. Mulțumim, Ion. Asta e, mulțumim, nu-i nimic. Dragoș. Mai mult atenție. Dragoș, bună dimineața. Salut, Dragoș. Bună dimineața, vezi. Să trăiești. Ia să vedem. Să începem sau să mai stăm de vorbă? Nu, începem, zine direct, adică ia-ne banii, hai. Tichetul de vacanță se află în sudul României? Trebuie să recunoaștem că, da, este undeva în sudul larg al României. Bun. Adică sudul este... Am răspuns cu da. Da, bine. Mai întreabă ce... Dragoș, te rog că n-am fost atenți. Tichetul se află în București? În București se află tichetul. Da. Răspunsul este da. Ai văzut ce simplu era. Gata. Okay. Acum e simplu. Ține de 3 zile deja. Tichetul se află în Palatul Parlamentului, cumva? Dar de ce l-am fi ascuns noi în Palatul Parlamentului? Pentru că este a doua cea mai mare clădire din lume. Tocmai de aia nu. L-am fi ascuns în prima cea mai mare clădire din lume. Răspunsul este nu. Dragoș, îți mulțumim. Ce ți-am zis? Că se duc direct în... Palatul Parlamentului. Casa Poporului, cum am zis eu. Nu, era evident, era pre-evident. Deci nu este în Palatul Parlamentului, dar este în București. Da. Petre are și el o șansă astăzi. Bună dimineața, Petre. Să trăiești. Salut, Petre. Bună dimineața, băieți! Mă bucur că vă prind din nou. La mulți ani, azi e Sfântul Petrică. Bravo, la mulți ani, Petre! La mulți ani ție și celor care poartă numele astea. La mulți ani, pavelelor și pavelelor. Și pavelelor, da, e ziua pavelelor. Ziua pavelelor, da. Bun, băieți, hai să trecem la ale noastre, nu? Ia. Oricum, cei doi dinainte ne-au luat întrebările. Da, ți-au făcut un mare bine. Da, asta așa e. Haideți să mergem undeva la... Ținând cont că e sărbătoare, târguri, să zicem undeva la, cum îi zice, la Muzeul Satului? Deci întrebarea este? Este la Muzeul Satului. Dacă se află la Muzeul Satului. Muzeul Satului, ce loc frumos. Te poți duce să te plimbi și acolo să știi. Ținând cont că e și sărbătoare și zic, hai să mergem undeva acolo. Da, de încerc să ne convingi că trebuia să alegem Muzeul Satului, nu? Pentru că dacă ai sunat într-o zi de sărbătoare, da, s-a nimerit. Da, e și sărbătoare, hai. Vlad, când l-a ascuns, nu era sărbătoare. Da, și acolo poți să-l ascunzi în multe locuri. Oho. Nu gândești rău, Petre, dar răspunsul este nu. Răspunsul e nu, Petre. Băie. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Numai bine. Hai că s-au mai exclus câteva locuri. Ion, Dragoș, Petre, mulțumim tare mult. Ați jucat bine astăzi. V-ați descurcat, v-ați apropiat foarte mult, extrem de mult. Practic, și acum ne plimbăm prin București. Da, toți bucureștenii care au venit oricum din toată țara cunosc acest oraș. Da, acum știți că e aglomerat în București, se circulă greu, probabil că vom găsi mai greu tichetul. Cine știe? Eu nu cred, este un loc evident.
Este un loc evident. Da. Bine, mult succes pe mâine. Bună. Trezește-te. E timpul să-ți începi ziua. I like humor in the morning. Deșteptarea la Europa FM.